România! La România! Haide! Hai, mișcă, mișcă! Hai! Ce ți-a plăcut ție cel mai mult când lovești sacul de box? Are o rezonanță așa? Îți place când se depărtează și când se apropie da. De tine? E satisfacția aia când vezi că poți da cât poți și când ești nervos și așa. Uh-huh. Cum e când te luți pentru țara ta? E foarte frumos, simți o emoție în mine, simt o emoție în mine. E excepțional. Cum e cantonamentul ăsta pentru tine? E foarte greu într-un fel, mai mult psihic. De ce? Pentru că sunt departe de familie și așa și na. Cum e ring pentru tine atunci când urci în ring și ai în fața adversarul? Bă, o mică furie și emoții. Ai un vis în box? Da. Care este acela? Aș vrea să-l văd pe Doroftei. Să-l vezi față în față? Ar trebui să te duci până în Canada. Ce îi spui? Ea spune că sunt un mare fan și că apreciez munca lui. Acolo, haide! Primul rând, localitatea Conul este o localitate foarte pură în privința aerului purificat care este în această zonă. Este o stațiune de pregătire unde cu ani în urmă am fost campion mondial, campion european, vicecampion mondial, vicecampion european. Pariați pe ei? Sigur că voi paria tot timpul, totdeauna am pariat pe copilul care muncește, fiindcă la mine, de multe ori, munca depășește talentul. Știi, mă cunosc și știu ce pretenții am, știu că sunt, cum mă denumești lumea în lumea boxului, de prosop, zice, maestre, dacă mergeți cu noi, m-a pus un copil întrebare, maestre, dacă mergeți cu noi, trebuie să luăm și mai multe prosoape. Acolo, haide! Acolo, haide! Acolo, haide! Foarte bine, nu mă grăbesc! Așa, visează trebuie! Haide! Te lovești în ceapă, mă lasă un pic distanța! Hai, tata, haide! Dă drum! Hai! Picoșeu! 1, 2, 3, haide! Hai bine! Hai bine! Haide!